Și domnilor, și avem un moment, iarăși îmi cer scuze, vezi, pentru antreprenori, că mai trebuie să facem și pentru ei ceva, că suntem prea puțini ca să avem forță de stradă, dar trebuie să ne unim într-un... Până la urmă noi facem banii care se duc în alte părți. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, uite la ce ne referim. Cine sunt? Care este povestea lor? Cum le merge acum? Ce planuri au și cum i-a ajutat programul Factory să-și dezvolte afacerea? Toate într-un moment de inspirație antreprenorială oferit de Raiffeisen Bank. Factory by Raiffeisen Bank. Drumul de la idee la succes. 9 și 13 minute. Așa, în viața unui antreprenor român, Oana, să-i spunem Oana, a apărut la un moment dat o oportunitate de afaceri. Era consultant de real estate pentru o firmă, dar i-a plăcut ideea, a făcut un business case, a obținut finanțare de la Factory, după care și-a dat seama că îi mai trebuie ceva extra, când viața ei nu-i, când viața nu-i ca pe hârtie sau ca în vise. A mai ridicat o rundă de creditare. Oana, bună dimineața, ne povestești tu un pic? Bună dimineața, Dobru. Dimineața. Eram consultantul de real estate al celor de la, pot să le spun numele, nu? Da, bineînțeles. Da, al celor de la Velocita. Pentru cine nu e deja cunoscător, Velocita e un concept de gelato, ciocolaterie și cafea de specialitate, 100% românesc. Ok. Și le căutam locații în București pentru extinderea magazinelor. Rețelelor de magazine. Aveau deja la momentul respectiv deja deschise 4 locații, 2 în București și încă 2 în țară. Și așa am ajuns la concluzia că îmi doresc foarte mult să fac parte din business-ul lor, pentru că mi-au plăcut și ei ca oameni și am găsit și o locație potrivită pentru asta la, în Piața Victoriei, la parter la America House. Era a treia locație în București, deschisă împreună cu ei. Și așa am ajuns și la momentul finanțării, pentru că evident că afacerea a avut nevoie de investiție. Deci, practic, tu ai luat o franciză, să înțeleg, de la Velocita. Da. Ai deschis o franciză. Da, da, da. Uh-huh. Okay. Da, în Piața Victoriei, la parter la America House. Și mi-am făcut un business case, mi-am dat seama că nu dețin toată suma necesară pentru investiție. Și din vorbă în vorbă, prin recomandări, am ajuns la Raiffeisen, care a avut foarte multă încredere în mine, în business case pe care l-am prezentat. Și pe un startup mi-au acordat o linie de finanțare care mi-a permis să duc la capăt investiția și să și deschid, pentru că am deschis în martie anul acesta. Și am avut parte și de suport și de o operativitate foarte bună din partea lor. S-au mișcat foarte repede și au avut încredere atât în conceptul de Velocita ca și business deja demonstrat. Așezat. Așezat, da, pentru că deja cifrele pe care le dovedeau pe calea Victoriei erau unele foarte bune și atunci au avut încredere să finanțeze un business nou în baza unui business case prezentat deja. Deci incredibil, încă un caz ca în filme. În filmele americane, știi că în filmele americane era când te duci la bancă și spui, look, I wanna do this. Și ăla se gândește și ok, stai să vedem dacă îți dăm, dacă nu-ți acordăm. În România, când luai un credit, că am luat mai de mult, era totul pe acte. Da. Doamne, ce cumperi de ăla? Arată-mi factura. Aia e factura, aia, da, bine, îți dăm. Cu ce garantezi? Cu casa. E de 5 ori mai mult decât ce credit iei? Bine. Dar la Raiffeisen pare că am mai vorbit cu oameni care au fost acolo, Oana, și pare că se uită oamenii real la business case, adică e altceva. Evident că tragerile pe care le-am făcut am arătat ce anume vreau să cumpăr de bani finanțați și așa mai departe și au fost foarte, foarte operativ și foarte transparent. Le-au mers foarte bine, nu mi-au cerut alte garanții. Aici este, e un produs foarte bun pentru antreprenori. Și din punctul ăsta de vedere... Și eu am fost surprinsă de cât de deschiși au fost și cât de multă încredere au avut într-o afacere nouă, practic. Ok. Mă bucur foarte tare că există posibilitatea asta.
Păi bine, mai ales că banii nu mai sunt așa ieftini ca acum câțiva ani. Adică banii încep să fie scumpi. Eu mă bucur că s-a creat acolo o comunitate în jurul, în jurul gelateriei, pentru că e o variantă foarte bună pentru cei care merg în parc cu copiii la un Kiselev sau la Antipa în weekend-uri, să vin acolo. Observ foarte mulți părinți cu copii care vin în un weekend acolo și în afară de, evident, oamenii din clădirea de birou care vin în timpul săptămânii și care se cunosc la cafea, fac vizit și așa mai departe. La asta ne așteptam deja. Însă ce ne-a plăcut să vedem a fost și genul acesta de comunitate care apreciază locația asta în weekend, pentru că nu mai intri pe calea Victoriei să te înghesui și să intri în toată aglomerația pe calea Victoriei și în toți că s-a deschis și este pietonal. Da. Bine, Oana, super! Păi vă dorim cel mai bine din lume. Mulțumim mult de tot. Velocita, un business, uite, pornit, te-ai dus cu business case-ul. Băi, faptul că îți dă bani fără garanție, încrederea asta între bancă și utilizator, mi se pare foarte, foarte cool. Sau, dacă aveți nevoie de bani, check it out! Ați ascultat un exemplu de reușită antreprenorială cu ajutorul finanțării de la Factory by Raiffeisen Bank, programul care te susține în drumul de la idee la succes.